Doresc foarte mult să-i spunem la mulți ani unui om extraordinar împreună cu dumneavoastră. Îi spunem la mulți ani doamnei Camelia Conovici Vulpoiu. Alo, bună dimineața, ne auziți? Bună dimineața, sigur că vă aud. La mulți ani, Camelia, să ai o zi frumoasă. La mulți ani cu Doamne, sănătate, cu bucurii, cu realizări mărețe. Mulțumesc din toată inima, să dea Dumnezeu să fie bine, să fim sănătoși cu toții și să ne vedem așa de fiecare dată plin de viață. Doamne ajută, așa să fie. Camelia, transmit toate urările de bine și ale colegilor mei. Întreaga echipă de aici de la Matinal și Populari te prețuiește. Vreau să știu cum ai petrecut ziua de ieri, cum petreci astăzi, ce surprize ai primit deja, ce cadouri ai primit. Mai întâi să mulțumesc pentru urare și ție și tuturor colegilor tăi. Mulțumesc, Lili, Giapana, pentru tot. Și acum să spun ce cadouri am primit. Păi cadouri am primit destule. Cadouri prețioase pentru mine, zic eu. Oricum, flori foarte multe. Am casa plină de flori. Ce să zic, cadouri de la ai mei, apropiații mei. E adevărat, am primit cadouri multe. N-aș putea să spun despre unul pentru că s-ar supăra celălalt. Așa că spun la general, am primit cadouri foarte multe și frumoase. Cele mai de preț cadouri ale mele sunt familia mea. Sunt surprizele pe care mi le fac zilnic ei. Așa că, ce să spun, eu cred că mai bune și mai frumoase cadouri ca astea nu și-ar dori nimeni. Liniștea, ăsta este cel mai bun cadou pe care mi l-au oferit ai mei din familie. Camelia, ce-ți dorești în plan profesional cel mai mult și cel mai mult? Acum că tot s-au ridicat restricțiile, începem și noi ușor-ușor să ne reluăm activitatea. Ce-și dorește Camelia Conovici Vulpoiu pe plan muzical? Măi, ce să spun, sincer să fiu, pe celelalte planuri sunt împlinită, familial. Dar muzical îmi doresc să continui să realizez încă câteva piese împreună cu Alina și, bineînțeles, să mă bucur din nou de toată iubirea publicului pe care am avut-o până acum și am simțit-o până acum, să mă bucur de tot ceea ce se întâmplă în jurul meu și, de ce nu, să vin la voi cu cât mai multe piese noi și să le lansăm împreună și să le vadă toți telespectatorii care ne iubesc și pe mine, dar și pe voi. Te așteptăm cu melodii noi nouțe în platoul nostru, Camelia Conovici Vulpoiu. O salutăm și pe fiica ta. Te așteptăm și cu elevii minunați și talentați pe care voi îi pregătiți și ne-ați adus aici să ne mândrim cu ei și ne-am bucurat de fiecare dată să spunem că România are viitor. În momentul în care copiii frumoși și talentați bat la ușile afirmării, Etno este televiziunea care îi primește cu brațele deschise și care le întinde o mână de ajutor. Te pupăm, draga noastră, să ai o zi frumoasă. Încă o dată spunem la mulți ani, cu bucurii și cu sănătate. Mulțumesc din toată inima mea, vă pup și eu, vă doresc tot binele din lume, sănătate multă și e adevărat că și telespectatorilor le doresc același lucru, iar voi să aveți cât mai mare audiență și să fie toată lumea în fața micului ecran de fiecare dată cum sunteți voi. Doamne ajută așa să fie! Camelia Conovici Vulpoiu, la mulți ani, dați o fugă și pe Facebook-ul doamnei Camelia Conovici și dacă nu i-ați transmis la mulți ani, o puteți face ca...